Român de aproape și român de departe, bun venit la o nouă întâlnire sub genericul articolul 7, articolul 7, Constituția României, drepturile dumneavoastră ale românilor stabiliți în străinătate. În seara aceasta, împreună cu colegii mei din platou, din regia de emisie, împreună cu Raluca Tudor și regizorul acestei emisiuni, regizorul de emisie Manuela Apostol, cu colegul meu care ne ajută cu transmisia pe Facebook a emisiunii, cu Alex Călin, vrem să vă dăruim toamna frumoasă din București pe care am adus-o împreună cu noi, o crizantemă pe care vrem să vă trimitem și să ajungă la inimile dumneavoastră, pentru că în această pandemie și în plină criză sanitară, dacă te uiți pe geam sau în ochii celui din fața ta, vezi și lucrurile frumoase. Așadar, această parte din toamna bucureșteană să ajungă la dumneavoastră, telespectatorii noștri care de 25 de ani sunteți cu noi, jurnaliștii de la TVR Internațional. Continuăm să discutăm despre alegerile parlamentare și votul prin corespondență în plină pandemie. În prima parte a emisiunii vor fi împreună cu noi la telefon Iulian Ivan, reprezentant cu însărcinări speciale pentru procese electorale, director general în Ministerul Afacerilor Externe, și senatorul Viorel Badea, președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara țării din Senatul României. În partea a doua a ediției din această seară readucem în atenția dumneavoastră o temă pe care noi la TVR Internațional o tot abordăm și am abordat-o un sfert de veac, acești 25 de ani de activitate la TVR Internațional. Imaginea României în străinătate. Vom vedea care este imaginea României în Marea Britanie și în Germania. De data aceasta la superlativ, pentru că va fi împreună cu noi prin Skype Tessa Dunlop, istoric, jurnalist BBC, născută în Scoția, care locuiește în Scoția, care locuiește în Londra și care realizează acum o miniserie unică despre personalități românești remarcabile. Cine este România? Și a intitulat această miniserie difuzată în Marea Britanie, Tessa. De asemenea, de la Berlin, pianistul Cristian Niculescu, care contribuie de aproape 20 de ani la oferta culturală a Berlinului prin studioul pe care l-a înființat el, studioul Niculescu. Pianistul român i-a acordat un interviu colegei mele, Raluca Tudor, cu ocazia unui eveniment de excepție de la Ateneul Român din 25 august, concertul Mari Compozitori Români Enescu Silvestri Lipati. Compozitori interpreți pentru care, din păcate, exilul a fost momentul final și au găsit sfârșitul în afara țării, cum remarca pianistul Iosif Ion Prunăr, director artistic al Filarmonicii George Enescu și totodată dirijorul corului Filarmonicii. Așadar, intrăm în prima parte a dezbaterii noastre, vorbim despre votul prin corespondență și alegerile parlamentare din acest an organizate în străinătate. Potrivit autorității electorale permanente, un număr total de 39.238 de români din diaspora au depus cereri de înregistrare pentru votul prin corespondență. Asta în condițiile în care țările cu număr important de cetățeni români, Italia, Spania, Franța, Germania, Marea Britanie se confruntă cu un nou val de infectări cu coronavirus. La alegerile parlamentare din 2016, prin comparație, 106.000, circa 106.000 de români au votat în străinătate față de aproape 1 milion câți au votat la prezidențialele din 2019 în turul al doilea. Cele mai multe cereri pentru votul prin corespondență au venit de la românii din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și, conform legislației în vigoare, înregistrarea ca alegător la votul prin corespondență a demarat cu data de 1 aprilie 2020. Așa cum vă anunțam, împreună cu noi este acum la telefon domnul Iulian Ivan, reprezentant cu însărcinări speciale pentru procese electorale, director general în Ministerul Afacerilor Externe. Bună seara, domnule Ivan, mulțumim foarte mult!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație. 39.238 de înregistrări pentru votul prin corespondență. Este o cifră extrem de mică, domnule director general, în contextul în care evoluția COVID-19 este în continuă creștere, nu? Având în vedere contextul epidemiologic actual, Ministerul Afacerilor Externe s-a implicat activ încă din luna iulie în campania de informare a alegătorilor din străinătate, desfășurată împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, în conformitate cu atribuțiile care îi revin. Pe fondul incertitudinilor legate de evoluția situației epidemiologice, campania MAE a vizat promovarea votului prin corespondență ca opțiune sigură din punct de vedere sanitar pentru exercitarea acestui drept, precum și pe unele aspecte procedurale, cum ar fi documentele prin care cetățenii români pot atesta domiciliul sau reședința în afara țării, în funcție de fiecare stat, documente care au un grad mare de flexibilitate. Dacă îmi permiteți cu titlul de exemplu, în Marea Britanie, reședința poate fi atestată cu permisul de conducere sau factură de plată a utilităților. În Franța, de exemplu, această reședință se poate dovedi cardul de asigurare medicală. În luna septembrie, Ministerul a intensificat acțiunile de comunicare, atât la nivelul misiunilor cât și la nivelul centralei, prin realizarea și diseminarea de materiale informative suplimentare, cu accent în continuare pe promovarea și recomandarea votului prin corespondență. Numărul de înregistrări poate fi calificat drept mic dacă ne raportăm la dimensiunile comunității românești din afara țării. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez că dacă la începutul lunii septembrie erau în jur de 2000 de cetățeni români care optaseră pentru această modalitate, la finalul perioadei de înscriere, așa cum ați precizat și dumneavoastră, numărul a ajuns la peste 39.000. Este o dovadă clară a faptului că demersurile de informare au dat roade și că mulți cetățeni români au înțeles contextul special generat de pandemia de COVID-19 și au optat pentru modalitatea cea mai sigură din punct de vedere sanitar. Aș vrea de asemenea să subliniez că în perioada următoare eforturile de informare și comunicare vor continua de data aceasta cu accent pe votul la secție, respectiv faptul că votul se va derula pe parcursul a două zile, 5 și 6 decembrie, și pe importanța respectării măsurilor de siguranță, astfel încât cetățenii români să-și poată exercita dreptul constituțional de vot în condiții de siguranță. De altfel, un alt câștig al campaniei de comunicare, care a inclus multiple consultări ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, cu reprezentanții ai asociațiilor și a comunităților de cetățeni români în afara țării, este faptul că folosim aceste rezultate a consultărilor pentru constituirea bazei argumentative pentru organizarea de secții de votare în străinătate. Domnule Ivan, v-am ascultat cu atenție și mă gândeam la numărul cetățenilor români din Italia, de exemplu, țara cu cel mai mare număr de cetățeni români, 1.208.000 aproape de cetățeni români. Și atunci, nu știu, mi-aș fi dorit măcar așa o cifră rotundă, să fi ajuns la 50.000. Și noi ne-am fi dorit mult mai multe înregistrări ale cetățenilor români să opteze pentru votul prin corespondență în acest context special dat de pandemia de COVID-19. Da, mai ales în, exact cum ați spus dumneavoastră, că este modalitatea cea mai sigură de vot în aceste condiții și ani de zile s-a discutat despre acest drept cerut de românii din străinătate. Au fost așa două valuri. În primul rând, reprezentare în Parlamentul de la București și iată, românii din străinătate sunt reprezentați în Parlamentul de la București, pe de o parte și pe de altă parte, accesul, ca și alte state, la această modalitate de vot atât de lesne de folosit, votul prin corespondență. Aveți perfectul dreptate. De asemenea, ne-am alăturat și noi campaniilor demarate de Autoritatea Electorală Permanentă, de Ministerul Afacerilor Externe, de misiunile diplomatice ale României, care au implicat comunitatea românească prin mesaje. Noi aici am fost fericiți să revedem pe Gică Craioveanu, care spunea, domnule, mie mi-e puțin frică și de asta m-am înscris să votez prin corespondență și numeroase, nu doar personalități românești din străinătate, ci și tinerii, studenții, Liga Studenților Români din Străinătate și cu toate acestea, nu știu, poate dacă ar fi venit cineva să completeze, să ne completeze în loc formularul, ar fi fost mai ușor, dar speranța moare ultima, să sperăm că această cifră va urca și
La alegerile de peste 4 ani vor fi și mai mulți să voteze prin corespondență. Domnule Ivan, aș vrea să detaliați puțin procedura cu buletine de vot printate acasă. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că votul prin corespondență este gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă cu suportul altor instituții, precum Poșta Română. Așa cum am menționat, Ministerul Afacerilor Externe a informat cetățenii români din străinătate cu privire la această modalitate de vot, transmițând toate informațiile necesare, așa cum sunt acestea reglementate și comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Cu siguranță, dacă vor surveni modificări sau dacă aceste detalii suplimentare cu privire la modul efectiv de desfășurare a votului prin corespondență, acestea vor fi comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Evident, ca întotdeauna, Ministerul Afacerilor Externe va face demersuri pentru diseminarea acestora, astfel încât cetățenii români în străinătate să aibă toate elementele necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență. Există limitare cu privire la numărul de participanți la secțiile de votare în străinătate, pentru că încerc să mă pun în pielea unui telespectator care poate a stat deoparte în ultima vreme de televiziune, de mediul online, se uită acum la noi și vrea să voteze, s-a decis iată în seara aceasta să voteze pentru un reprezentant în Parlamentul de la București, în America, să spunem. Da. Dimensiunile și amplasarea secțiilor de votare, precum și numărul de cabine de vot din fiecare secție, variabilele care determină încărcătura maximă a fiecarei secții de votare, diferă de la un stat la altul și de la o regiune la alta. Toate aceste elemente, precum și altele, vor fi luate în calcul la stabilirea regulilor de siguranță sanitară la secțiile de votare din țară și din străinătate. Elementul suplimentar în cazul secțiilor de votare din străinătate este faptul că va trebui să avem în vedere, prioritar, regulile sanitare aplicabile în statul de reședință. Astfel, în cazul votului în străinătate, pe de o parte vom implementa regulile stabilite de către Guvernul României prin Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Sănătății și, de pe altă parte, vom aplica regulile valabile la acel moment în fiecare țară de reședință, reguli stabilite în mod normal de autoritățile locale în funcție de evoluția pandemiei. În orice caz, vom comunica în timp util condițiile de desfășurare a procesului de vot și vom pune la dispoziția cetățenilor instrumente pentru încurajarea votului în siguranță. Exemplific, o hartă interactivă cu toate secțiile de votare, afișarea secțiilor din apropiere în cazul în care se constată aglomerare la unele secții de votare, indicații precise privind votul în condiții de siguranță. În plus, așa cum menționam mai devreme, cetățenii vor avea la dispoziție 2 zile pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2020, un avantaj obținut inclusiv în urma eforturilor MAIE pe baza lecțiilor învățate la alegerile prezidențiale de anul trecut. Ne puteți spune, domnule director general, ce state nu permit până la acest moment organizarea de secții de votare din cauza măsurilor sanitare fără precedent? Sigur. Conform comunicărilor misiunilor diplomatice de până la această dată, așa cum mai a anunțat deja public, nu se vor putea organiza secții de votare în Malta și Nigeria pentru că autoritățile locale competente nu și-au dat acordul în acest sens. Alte state în care nu se vor organiza secții de votare sunt Republica Democrată Coreeană, pentru că granițele acestui stat sunt închise, ceea ce face imposibilă trimiterea materialelor necesare votării, Venezuela, din cauza climatului de insecuritate, activitatea ambasadei fiind suspendată cu mai mult timp în urmă. De asemenea, din motive logistice, este improbabilă organizarea de secții de votare în teatrele de operații din Afganistan. Da, domnule Iulian Ivan, cu ce condiții și-au dat anumite state acordul de principiu, cred că e important de precizat, acordul de principiu pentru organizarea secțiilor de votare, având în vedere evoluția crizei sanitare și a problemelor create de COVID? Sigur, există o serie de state, inclusiv dintre cele comunități mari de români, care au transmis misiunilor diplomatice ale României acordul de principiu sau preliminar pentru organizarea de secții de votare pe teritoriul lor. Aceste acorduri preliminare sunt condiționate de mai mulți factori, precum luarea în considerare a evoluției situației epidemiologice, stabilirea detaliilor finale privind organizarea alegerilor
și sau implementarea și respectarea strictă a tuturor măsurilor de protecție și siguranță sanitare valabile în statul de reședință, respectiv sub rezerva introducerii unor noi măsuri de siguranță sanitară dacă evoluția pandemiei o va impune. Sunt de menționat printre acestea state precum Australia, Austria, Belgia, Italia, Canada, Elveția, Franța, Germania, Luxemburg, Republica Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, SUA, Ungaria, Turcia. De asemenea, există state unde, în mod tradițional, autoritățile nu permit organizarea de secții de votare decât în sediile misiunilor și aici aș menționa Canada, Cehia, Letonia. Nu în ultimul rând, evoluția pandemiei de COVID-19 la nivelul multor state, îndeoseb din Europa, a determinat autoritățile străine competente să impună noi restricții care vor afecta, dacă vor fi în vigoare și la momentul desfășurării alegerilor, procesul de votare. State precum Cehia, Olanda, Spania, Suedia au impus unele restricții de circulație. Situația este încă volatilă și în alte țări și chiar dacă reprezentanțele din străinătate au obținut acordurile necesare și au încheiat formalitățile în vederea organizării localurilor de vot, nu pot fi excluse situații ca pe fondul pandemiei să existe necesitatea de renunțare la unele secții. Un exemplu în acest sens este situația din regiunea Manchester, unde consiliile locale din Liverpool și Doncaster au informat reprezentanții Consulatului General că urmarea plasării unor regiuni sub cel mai înalt nivel de alertă nu permite organizarea de secții de votare. De asemenea, în Franța, începând cu 17 octombrie, a fost impusă starea de urgență pe întreg teritoriul, cu posibilitatea prelungirii până la 1 decembrie, în zonele de alertă maximă fiind interzise grupurile mai mari de 6 persoane în spațiile publice. Un alt exemplu este Olanda. Începând cu 15 octombrie 2020, au fost instituite măsuri restrictive, una dintre acestea fiind limitarea la 30 a numărului de persoane care se pot afla într-un spațiu închis. Și autoritățile din Belgia, de exemplu, au anunțat unele restricții de circulație începând cu 14 octombrie pe durata nopții. Monitorizăm cu maximă atenție toate aceste evoluții prin intermediul misiunilor diplomatice pentru a asigura votul în siguranță la secții pentru cetățenii români. Vă asigurăm că siguranța sanitară atât a alegătorilor cât și a membrilor birourilor secțiilor de votare este o prioritate pentru autoritățile române. Pentru că, având în vedere acest tablou pe care ni l-ați rezumat dumneavoastră de până acum, până la această oră, pentru că nu știm ce o să mai fie mâine, așa posibil este să fie situații unde acordurile preliminare vor fi retrase din cauza unei eventuale creșteri a numărului de cazuri de COVID-19, inclusiv, cum menționați dumneavoastră, ar putea fi în această situație țări cu importante comunități de români, pentru că am văzut la buletinele de știri ce se întâmplă acum în Italia, în Spania, Franța, Marea Britanie, și atunci s-ar putea pune și problema organizării secțiilor de votare numai la ambasade și la oficiile consulare din aceste țări, vă întreb eu, nu? Așa este. În aceste cazuri nu vom mai putea organiza secții de votare. Restricțiile impuse de statele de reședință primează în condițiile actuale și nu fac obiectul unor negocieri politice sau diplomatice. Este o decizie pe care fiecare stat o adoptă pe baza propriilor reglementări privind organizarea de procese electorale de către alte state pe teritoriul lor și în funcție de evoluție locală ale pandemiei de COVID-19 și de măsurile care au fost luate pentru gestionarea pandemiei. Aceste măsuri au în vedere, repet, protejarea cetățenilor din statele respective, obiectiv care nu poate face obiectul unor negocieri. Decizii similare sunt luate de către toate statele, inclusiv de România, și au prioritate în contextul pandemiei, nefiind în niciun fel îndreptate spre o eventuală obstrucționare a exercitării dreptului de vot al cetățenilor români. Da. Mai au urmărit constant evoluția pandemiei în străinătate și am avut în vedere apariția unor astfel de situații, astfel că am propus completarea legislației cu prevederi care să cuprindă diversele situații în care posibilele restricții luate la nivelul unei țări ar duce la imposibilitatea organizării de secții de votare în unele zone sau în unele state sau la închiderea lor după ce a început procesul electoral. Vreau să precizez că toate aceste situații, dacă va fi cazul, ceea ce nu ne dorim, dar nu putem exclude, vor fi aduse prompt la cunoștința publicului pe toate canalele de informare de care dispunem, inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice, pentru ca alegătorii români din acele zone să se poată reorienta, dacă va fi cazul, spre alte secții de votare.
Din păcate, a expirat deja, a fost prelungită cu o lună perioada de înscriere pentru votul prin corespondență. Inițial era până la mijlocul lunii septembrie, a fost prelungită cu încă o lună de la 1 aprilie până săptămâna trecută, pentru că ar fi fost și rămâne cea mai sigură metodă de a vota prin corespondență. Până la urmă, în aceste condiții speciale pe care le-ați menționat dumneavoastră, mă gândesc că atribuțiile Ministerului sunt completate de urmărirea acestei situații și evoluțiile pandemiei în țările cu număr important de cetățeni români. Există și acele alerte pe site-ul Ministerului legate de COVID-19. Da. Domnule Ivan, eu vă mulțumesc foarte mult și la final, dacă ar fi să facem așa o recapitulare, ce este cel mai important? Că până la urmă oricine ar vrea să voteze, chiar dacă nu s-a înscris pentru votul prin corespondență sau nu a optat pentru votul la o secție de votare, se poate prezenta, nu? La secțiile de votare despre care vorbeați dumneavoastră că vor fi pe o hartă interactivă pentru a vota pentru în cele două zile pentru Parlamentul României, nu? Dacă timpul mai permite, aș vrea să fac câteva precizări. Lista finală a secțiilor de votare care vor fi organizate în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților va fi comunicată în data de 18 noiembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe având termen limită data de 16 noiembrie pentru a înainta propunerile de înființare de secții de votate către autoritatea electorală permanentă. Vă asigurăm că suntem în permanentă consultare cu misiunile diplomatice în străinătate ale României în vederea identificării de spații adecvate pentru secțiile de votare și în vederea respectării măsurilor specifice la nivelul fiecărei țări generate de pandemia de COVID-19, având în vedere inclusiv faptul că mai multe state cu pregătire din Europa au instituit în ultimele zile măsuri sporite de protecție împotriva SARS-CoV-2. Repet, dacă vor fi astfel de situații, vom informa cu promptitudine cetățenii români pentru ca aceștia să cunoască din timp util secțiile alternative la care își vor putea exercita dreptul de vot. Vă ca mulțumesc. Și încheiere, vreau să asigur că Ministerul Afacerilor Externe, ca de fiecare dată, face toate demersurile și va depune toate eforturile pentru ca cetățenii români cu domiciliu sau reședință în străinătate să-și poată exercita dreptul de vot în condiții optime și de siguranță. Monitorizăm permanent situația generată de măsurile specifice la nivelul statelor unde organizăm secții pentru prevenirea răspândirii infectării cu SARS-CoV-2. Asigurăm că siguranța sanitară a cetățenilor români în străinătate pe parcursul derulării procesului de vot este prioritatea principală a autorităților române. Facem toate demersurile pentru a ne asigura că votul la secțiilor de votare organizate în străinătate se va desfășura în condiții depline de siguranță. Acordurile de principiu, repet, ale statelor gazdă privind organizarea de secții de votare, precum și măsurile și condițiile impuse, sunt valabile la momentul la care sunt comunicate și nu poate fi exclus ca în funcție de situația evoluției pandemice, care nu este predictibilă și nu poate fi controlată, statele de reședință se revină asupra deciziilor și informațiilor inițiale cu efecte atât asupra condițiilor desfășurării procesului electoral, cât și asupra numărului final de secții care vor putea fi organizate în străinătate. Reiterez faptul că acordul statului de reședință nu fac obiectul unor negocieri politice. Este o decizie pe care fiecare stat o adoptă, având în vedere atât propriile reglementări privind organizarea de procese electorale de către alte state pe teritoriul său și, în plus, în contextul actual, măsurile adoptate pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. Iulian Ivan, reprezentant cu însărcinări speciale pentru procese electorale din Ministerul Afacerilor Externe, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la articolul 7, emisiunea care și-a ales titlul de la articolul din Constituția României, Românii din străinătate. Mulțumesc foarte mult!
Da, aș mai completa. Este extrem de important faptul că cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, dumneavoastră, veți putea vota la orice secție din afara țării, indiferent dacă v-ați înregistrat sau nu în registrul electoral, adică dacă v-ați înscris ca alegător la secție pe platforma www.votstrăinătate.ro. Și vă veți putea exercita dreptul la vot în secțiile de votare care sunt organizate în străinătate. Puteți găsi aceste secții pe o hartă interactivă, iar alegerile pentru Senat și Camera Deputaților vor avea loc 2 zile, în 5 și 6 decembrie. Vedem că în fiecare zi evoluează lucrurile și, din păcate, în cazul pandemiei de COVID-19, nu involuează, ci iau dimensiuni foarte mari. Și atunci, cetățeanul român din străinătate ar fi putut să ia mai în serios această modalitate de vot prin corespondență, v-aș întreba eu direct, domnule senator Viorel Badea, pentru că cifra aceasta este mică, nici măcar 50.000 n-au optat pentru această modalitate sigură de vot. Bună seara! Bună seara! Da, într-adevăr, este o cifră mică, dar din câte am înțeles eu, discutând cu români din diasporă, sunt două cauzele principale pentru care mulți dintre ei nu s-au înscris la votul prin corespondență. Odată, pentru că procedura li s-a părut încă destul de greoaie, iar în al doilea rând, pentru că nu Dumneavoastră, au iertați-mă, încredere. dumneavoastră vi se pare greoaie că am încercat să văd și a fost simplu. Bine, pentru noi e simplu, dar gândiți-vă că sunt oameni care dau cu glet în diasporă. Da? Deci trebuie să nu putem să privim numai din unghiul nostru subiectiv de înțelegere. Sunt alți oameni care nu pot să pătrundă în profunzimea procedurii votului prin corespondență, așa cum putem pătrunde noi. Înțelegeți? În sensul ăsta, mulți dintre ei, iar pe de altă parte, unii îmi spuneau că ei nu au încredere că votul lor nu va lua alte căi. Înțelegeți? Există și această neîncredere care încă mai putește ca un duh în diasporă referitor la modul în care le sunt lor contorizate voturile sau alții spuneau, domne, că știți, dacă ne dăm datele noastre, vor veni și ne vor impozita nu știu ce. Deci, încă mult avem de lucrat pentru a-i face pe oameni să aibă încredere în această modalitate de vot, care, iată, în perioada de pandemie este cea mai sigură. Exact. Și mai ales, domnule senator, dumneavoastră care sunteți și președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din Senatul României, știți foarte bine că aceleași discuții au fost și în urmă cu 4 ani la alegeri, că nu avem încredere, că nu e așa de simplu, dar și românul care dă Dar cu uitați, glet. vă mai zic o chestie, în cele tare că vă întrerup. Noi avem în afara României peste 800 de mii de cetățeni români cu domiciliu în străinătate, așa cum ne spun rapoartele AEP-ului, corect? Da. Bun. Acești oameni, din moment ce sunt cu domiciliu în străinătate, înseamnă că noi știm că au domiciliu în străinătate. Prin urmare, le știm și domiciliu din străinătate. Deci nu văd de ce ar fi fost așa de complicat ca să începem cu cel puțin un an înainte. Să verificăm dacă domiciliile acelea sunt, să le cerem o confirmare pe un mail sau pe altă formă și să le trimitem direct acolo. Să nu mai fie nevoie să se mai înscrie ei odată dacă ei oricum sunt înscriși ca având domiciliu în străinătate. Și deja aveam 800 de mii de înscriși. Gen. Mă gândesc eu. Dar atunci când v-ați întâlnit în calitatea pe care o aveți cu reprezentanții autorității electorale permanente, nu ați discutat aceste chestiuni? Pentru că, revenind la ce spuneați dumneavoastră, românul care dă cu glet, poate nu e așa de simplu pentru el să se înscrie, dar pe de Păi da, altă chiar nu parte, e. el are un telefon cu care ține legătura și își vede copiii rămași acasă și poate cu O același să telefon. râdeți. Cu O să același râdeți. telefon, cu ajutor, cineva îl putea ajuta să se O înscrie și. să râdeți. Dar cea mai mare parte dintre ei se descurcă perfect, exclusiv pe Facebook. Da? Nu o să vă vină să credeți. Însă, asta e adevărul.
Pentru că noi atunci când noi am făcut foarte multe discuții în Parlament și știți bine pentru că ați fost și noastră la curent cu ele. Am încercat de nenumărate ori, încă de acum 4 ani, să încercăm să introducem niște proceduri de vot electronic, explicate foarte bine înainte, de pe telefon, ca la bancă. A fost imposibil, ne-am lovit ca de un zid. Când a fost discuția pentru votul prin corespondență, la fel a fost foarte multe dintre inițiativele noastre care facilitau accesul la votul prin corespondență, au fost înlăturate. Cine le-a înlăturat, domnule? Cine le-a înlăturat, domnule Badi? Puterea, doamna Crăciun, puterea. Păi majoritatea. Am înțeles. Păi nici acum nu ai majoritate. Ai bine, cred că de astăzi, da, cred că de astăzi nu că avem noi majoritate, nu mai au ei majoritate. Dar nu vreau să fac discuții politică, nu este locul. N-aș vrea să facem o discuție politică, mai e până începe campania electorală. Deși ne-am obișnuit. Da. Nume. V-aș întreba. Mai e și cealaltă chestiune, că sunt români care nu au documente de ședere în străinătate, nu? Să nu excludem, că mai sunt care unii merg cu cartea de identitate, au dreptul să stea 3 luni, rămân peste această perioadă, se întorc. Mihaela, în general, sezonierii dacă merg, într-adevăr, merg pe perioadă scurtă. Cei care nu au deloc documente de identitate sunt destul de puțini. Problema este cu cei care au documente de identitate expirate. Iată că... Asta, într-adevăr, este o problemă. Nu este o problemă pentru că în acest an, având în vedere... Da, anul acesta li s-a dat voie, da. Iată, adică să spunem lucrurilor pe nume, anul acesta vor putea, chiar dacă n-au avut timp să-și... refacă actele de identitate, se poate vota și cu acestea dacă au expirat. Dar, domnule Viorel Badea, v-aș întreba eu, ce rămâne dincolo de mesaje demagogice legate de condițiile pentru reîntoarcerea acasă? Pentru că dumneavoastră și cu colegul de la Camera Deputaților, iată, sunteți la finalul unui mandat în slujba românilor din străinătate. Și aș mai spune eu că de la franzela exilului berlinez al lui Caragiale la scrierile politice despre Parlament ale lui Eminescu, toate vechi și nouă, toate cam, există așa o fericire politică în campania electorală, dar cam atât. Vedeți, dumneavoastră, asta e valabil pentru cine apare numai în campania electorală. Pentru cineva care este constant în campanie electorală 4 ani, deja campania electorală nu mai e o fericire. Înțelegeți? Pentru că în campanie electorală nu faci altceva decât să culegi ceea ce ai semănat. De asta este foarte complicat și să tragem o linie care să-i unească pe toți. Linia așa ca și la COVID nu este pe platou. Are creșteri și descreșteri. Iar eu zic că pentru noi, ca parlamentari de diaspora, de opoziție, a fost înfiorător. Întrebați de ce nu se resimte mai mult diaspora în decizia politică din România. Păi pentru că în Parlamentul României, în momentul acesta, noi suntem în ilegalitate. Adică nu este normal ca un număr așa de mare de cetățeni români, care au aceleași drepturi cu cetățenii români din țară, dar care trăiesc în diaspora, să fie subreprezentanți în halul în care sunt subreprezentanți în momentul acesta. Și să nu le pese celor care pot decide să intre în legalitate în ceea ce privește norma corectă de reprezentare. Da? În Parlamentul României avem 17 reprezentanți ai minorităților naționale care au în spatele lor, în jur de, să zic așa, maxim 2 milioane de votanți. Da? În afara României trăiesc în jur de 5 milioane de români, care sunt reprezentați de 2 senatori și 4 deputați. Este strigător la cer. Și atunci eu cum să am posibilitatea să fac un lobby parlamentar și politic solid dacă eu am numai 6 mâini ridicate din 400? Dar, dincolo de... Înțelegeți? Da, discuția aceasta știu că am mai avut-o la sfârșitul anului trecut în care erați cu colegul dumneavoastră, președintele Comisiei de Specialitate din Camera Deputaților. Exact discuția asta am avut-o și atunci când vorbeam noi de școli, spitale, autostrăzi. Țineți minte că am zis de spitale. Absolut. Iată, din păcate, cum stau lucrurile acum și câtă nevoie avem de spitale, dar spitale și cu aparatură și cu medicii români care ne-ar fi prins bine aici în țară,
dar care se uită la noi de departe, la emisiuni. E adevărat, așa este. Și sunt foarte mulți medici români extraordinar de competenți care acum prestează pentru cetățenii altor țări și pe care nu-i poți condamna pentru asta. Pe de altă parte, domnule senator, ok, 4 plus 2, 4 deputați și 2 senatori, respectiv 6 parlamentari pentru diaspora, e o cifră aceasta de 6 mică. Dar tot mică, revin la tema principală a emisiunii, tot mică rămâne și cifra celor care au optat pentru cea mai sigură modalitate de vot în aceste condiții de criză sanitară, votul prin corespondență. Și până la urmă, dacă la alegerile acestea vor fi puțini votanți, date fiind condițiile, mă gândesc că nu? Și la Da, asta. aveți dreptate. Aveți dreptate, așa De la este. legitimitatea celor care vor fi aleși de un Așa număr este. mic de români care poate se gândesc că le teamă să iasă din casă și care n-au optat Care pentru votul prin într-adevăr, sigur. corespondență. Nu au optat pentru votul prin corespondență, este adevărat. Eu cred că noi încă nu ne-am maturizat politic în ceea ce privește procesul electoral la acest nivel. O discuție pentru implementarea unui tip de vot ar trebui făcută cu mult timp înainte. Ar trebui să ne gândim la faptul că nu ar trebui să existe lună într-un an cu 4 ani înainte de alegeri în care să nu li se explice ce înseamnă votul prin corespondență. Alte națiuni, cum este cea americană, de exemplu, votează prin corespondență de 10 de ani. Și chiar și acum am înțeles că multe dintre voturile exercitate prin corespondență au fost sau sunt în general anulate. Deci e complicat și pentru cei care exercită și exercită acest drept de multe decenii. Dar e complicat, cu atât mai complicat pentru cetățenii români afară care, repet, vrem, nu vrem, încă nu au încredere sau nu înțeleg bine aceste proceduri. Da? Este, dacă nu mă înșel, a treia tură de vot prin corespondență, mă rog, într-o perioadă destul de Exact, scurtă. exact. Da, și atunci este explicabil. Acum, ce să vă zic? Ei sunt văduviți, ei au fost văduviți ca mereu. Pentru că, într-adevăr, s-a dublat numărul de secții de votare. Într-adevăr, colegii noștri de la extern au depus un efort incredibil și aș vrea să fac o paranteză. Nu pricep de ce problematica organizării votării în străinătate nu este transferată la autoritatea electorală permanentă. Datoria misiunilor nu este aceea de a face alegeri, ci de a reprezenta România la nivel bilateral și pe partea de diplomație. Pe de altă Asta este o parte, altă chestiune care nu e în regulă. sprijinul logistic, într-adevăr, este asigurat de Ministerul de Externe prin reprezentanțele diplomatice, fie că vorbim de ambasade, Păi de fie asta de vorbesc, oficii consulare. Da, și care ei chiar sunt chinuiți și nu e în regulă. Nu mi se pare deloc în regulă chestiunea aceasta și va trebui cu siguranță și dacă voi trece pârleazul ăsta, cu siguranță lucrurile acestea se vor schimba pentru că nu este absolut deloc corect ceea ce se întâmplă în momentul acesta ca Ministerul Afacerilor Externe să organizeze alegeri în diaspora. Mă mai gândeam la ceva. Credeți că la următoarele alegeri, să spunem că vom face încă un pas înainte, votul electronic, va convinge un număr mai mare de cetățeni români care au ales să se stabilească în străinătate această modalitate de vot? Pentru că a fost o campanie fără precedent în acest an de promovare a votului prin corespondență realizată de misiunile diplomatice, de Liga Studenților Români din Străinătate, de comunitățile de români Și de partidele politice, și că de și partidele partidele politice au politice. tras foarte tare pe subiectul acesta. Noi am avut o inițiativă legislativă pentru votul electronic, vă aduceți aminte, care la fel a picat ca musca când s-a izbit de geamul închis. Eu sper să reușim să facem din această formulă de vot o formulă de vot eficientă și optimă. Ea cu siguranță va putea să fie adoptată și folosită, exercitată de cetățenii români, în condițiile în care va fi o formulă simplă, ușor de înțeles de toată lumea. Înțelege? Și explicată cu mult timp înainte pe toate canalele posibile și imposibile, inclusiv făcând publicitate pe canalele de televiziune sau pe publicațiile străine,
din țările în care ei trăiesc, cu orice costuri. Pentru că democrația costă foarte mult, e adevărat. Dar trebuie să faci aceste lucruri. Altfel nu ai cum să le asiguri posibilitatea de a vota. Niciodată poporul nu e să devină, Mihaela, niciodată. De vină suntem noi, care poate nu știm, sau nu vrem, sau nu avem timp, sau nu ne pasă să explicăm așa cum se cuvine schimbarea unor proceduri de vot. Eu rămân la problema mea la finalul discuției noastre, școli, spitale, autostrăzi. Și întoarcerea acasă, asigurarea condițiilor în care să se întoarcă românii din străinătate. Mulțumesc foarte mult, ne mai auzim la emisiune. Vă mulțumesc. Da, o jumătate de milion de români trăiesc și în Marea Britanie, avem tineri educați, acolo noi furăm și doctorii și infirmierii și oamenii de afaceri ai voștri, luăm la noi și asta înseamnă că Marea Britanie care ajută, este ajutată de România, dar acest mesaj nu pătrunde prea des în presa noastră. Acestea sunt cuvintele extraordinarei jurnaliste despre care v-am vorbit la începutul emisiunii, absolventă de istorie la Oxford, Tessa Dunlop. Ea dădea și exemplul lui Paul Andrei Lungu, un freelancer din România la care apelează marile televiziuni din lume pentru ajutor tehnic pentru jurnaliștii străini care vin să filmeze în Marea Britanie sau chiar îi cer subiecte despre România și iubește foarte mult România și din această cauză jurnalista a demarat un proiect extraordinar despre care v-am vorbit noi, o serie de filmulețe de promovare ale personalităților din România, Cine este România, miniseria aceasta despre personalități românești remarcabile. V-aș propune să urmăriți clipul de promovare al acestui proiect extraordinar despre care vorbim chiar cu autorul lui. Bună seara, să vedem dacă s-a stabilit legătura cu Tessa. Bună seara! Bună seara, mă auzi, Mihaela? Te îmbrățișez, Tessa. Hai să le spunem telespectatorilor noștri că eu te-am descoperit prima oară la Ashford prin intermediul colegei și prietenei mele, Camelia Cichi, care s-a întors entuziasmată spunându-mi că a descoperit un om fantastic care o iubește pe Regina Maria la fel de mult pe cât o iubea ea. Ne auzim? Da, vom reface legătura cu Tessa. Iată, aceste laude cred că au oprit și legătura cu ea. Trebuie să vă mai spun că chiar dacă iubește mult România, invitata noastră spunea că nu poate accepta corupția sistematică de la noi, dar mai spunea că presa occidentală are o memorie pe termen scurt și a uitat de unde a plecat România în 1989 și mai spunea ea, așa cum Roma nu a fost construită într-o zi, așa din 1989 au trecut acești 30 ceva de ani, o să mai treacă alții și în plus românii educați au tendința și ei de a pleca din țară în loc să rămână și să dezvolte România. Pentru noi, pentru cei rămași acasă, plecarea, migrația forței de muncă este o mare pierdere. Pentru străini este un câștig, dar la un moment dat și străinii s-au săturat pentru că au și ei prea mulți imigranți. Vă ați urmărit clipul de promovare a seriei realizate de Tessa, Who is Romania, o serie unică de filme destinate platformelor social media cu scopul de a promova România într-o manieră inovatoare și pentru a face cunoscute publicului internațional
personalitățile românești cu destine remarcabile despre care, trebuie să recunoaștem, n-au auzit britanicii, de la Ștefan cel Mare, la Brâncuș și la pictori care poate nu sunt atât de cunoscuți în Marea Britanie. Vorbim de Regina Maria, de Enescu. Prezentatoarea britanică a purtat prin această călătorie publicul străin vorbitor de limbă engleză în istoria fascinantă a noastră, a României. Seria aceasta a fost scrisă și prezentată de ea. Tessa este doctor în istorie și personalitate a mass media britanică. Pasiunea ei pentru România a început chiar în la 18-19 ani, când a venit să facă voluntariat la o casă de copii din România, la Siret, și asta mi-aduce aminte de destinul paralel al actualului primar al Timișoarei, Dominic Friț, care la fel ne povestea în luna mai la această emisiune cum a venit la o casă de copii în Timișoara imediat după ce a terminat liceul și a rămas legat de asta. Îi voi ruga pe colegii mei să-mi spună dacă s-a restabilit legătura cu Tessa. Ei îmi spun că încă nu. Îi voi ruga să urmăriți. Noi am pregătit un film al ei despre Ștefan cel Mare, dar n-aș vrea să-l difuzăm acum. Când va vorbi Tessa, vor fi imagini. Și este considerată o adevărată ambasadoare informală a României. Ea zice că a fost o plăcere enormă pentru ea să prezinte evenimentele și personalitățile istorice ale noastre, o țară care uneori nu este înțeleasă foarte bine, și își dorește ca aceste filmulețe să ofere povestea și particularitățile unui popor remarcabil, așa ne caracteriza jurnalista britanică. Seria este produsă de o casă de producție internațională care este fondată de un român pe care îl menționam la începutul emisiunii, Paul Andrei Lungu, și acoperă peste 40 de țări această casă de producție internațională. Seria beneficiază și de suportul Institutului Cultural Român. Tessa, s-a restabilit legătura. Până acum, cred că am încercat să fiu un foarte bun ambasador al proiectului tău. Mulțumesc! Bună seara din nou! Ce vă faceți? Da, am vrut să zic că în perioada așa de greu, în coronavirus, peste tot și pandemie, a fost altceva, să am o șansă să fac o poveste despre România, țara pe care o iubesc așa de mult, și fac o promovare în țara mea, în Marea Britanie. Da, seria aceasta gândită, prezentată, scrisă, regizată de tine, Tessa, e difuzată săptămânal și a debutat cu Ștefan cel Mare, nu? Da, am început cu Ștefan cel Mare, pentru că toată lumea aici în România știe despre el. A fost evident cea mai mare dușman lui otomani, și în afară de asta, în primul rând, prima oră când am venit în România, acum aproape 30 de ani în urmă, am venit în Moldova, unde am pierdut inima mea și am văzut mănăstirile pictate, și a fost ca camoara ascunsă, și mă gândeam că vai de mine, asta este o reclamă, dar nimeni nu știe în afară de, nu nimeni, dar nu sunt destul de renumite, cunoscute în afară de țara ta, de exemplu în Marea Britanie. Și am vrut să povestesc despre Ștefan cel Mare, pentru că el a început ceva acolo cu mănăstirile lui, cum mă chinui cu limba dumneavoastră, și dar vreau să zic, dar de fapt, în filmul este despre Ștefan. Am vorbit despre Voroneț și albastru de Voroneț, dar am pierdut inima mea cu mănăstirii umorului, pentru că roșul de umor e altceva. Și știi ceva? Fata mea are 11 ani și a fost la Tavra. Tot acolo este gaură umorului, gură umorului, nu mai știu, dar a stat acolo la Tavra și a simțit la fel, că a fost, este cu trandiferii și mai
maicile, cum se le cheamă, Clugărița, care are așa de multă atenție în grădina umorului. Este rai, nu pot să zic așa. Și eu nu sunt prea credinciosă, dar vai de mine, e altceva acolo. Bun, și Bun, atunci, și atunci. după acest filmuleț despre Ștefan cel Mare, cu ce rămâne britanicul sau scoțianul sau orice vorbitor de limbă engleză? Cu ce rămâne, ce înseamnă cu alte personalități pe care îi vorbesc? Exact, da. Trebuie să zic, am trecut prea mult timp într-un bibliotecă, am cercetat, am citit despre Regina Maria. De când în când prietenii mei au o glumă că eu cred că sunt o regină, pentru că, de fapt, la același vârstă că ea am venit prima oară în România, 70-11 ani, și a fost așa de obsesia ei a fost țara ei adoptat. Și mă gândeam de când sunt în Londra, este o capcană, vreau să mă duc în România, și cu pandemia asta m-am simțit că, vai de mine, când am posibilitatea să pentru mi seti pentru țara ta, să mă duc aici să beau de la fântână României. Și deci, pentru Regina Maria am o legătură. Suntem amândouă din Marea Britanie și, de fapt, mama mea a fost născută în același zona, în Kent, dar în afară de Regina Maria, trebuie să zic că am învățat, vai de mine, mult care nu am știut, nu știam deloc. De exemplu, România are cel mai frumos pictorul vostru, seamănă ca Orlando Bloom. Da, vorbesc despre Grigorescu și pictează nici rău. El este minunat și vineri asta o să lansăm un filmuleț despre cel mai chipeș tip în lume. Nu Orlando Bloom, domnul Grigorescu, cel mai famos pictor. Și Carol Cuboi, vai de mine, am o afiș Carol Cuboi în camera mea în Londra. Este foarte frumos. Mă simt mai blând, mai calmă când văd Da, asta. cum a susținut Napoleon al III-lea, un tânăr pictor român, cum a pus Regina Maria, țara noastră, pe harta mass mediei și ce spuneau ziarele vremii. Iată câteva din întrebările la care găsesc răspunsuri britanicii care urmăresc aceste filmulețe. Și, într-adevăr, la dezvelirea statuii Reginei Maria din Ashford, românii veniți acolo, dragă Tesa, te prețuiau și te îndrăgeau foarte mult și pe tine. Așa mi-a povestit Camelia Cichi. Da, ea a învățat acum pas după pas despre legătura între familia regală noastră și a voastră. Și, de fapt, săptămâna trecută am filmat cu Daily Mail, este ziara noastră de dreaptă, despre relația, de fapt putem să zicem, obsesia lui prințul Charles cu țara voastră, pentru că, de fapt, în țara noastră asta nu e prea cunoscut. Avem niște glume, ne place foarte mult, evident, prințul Charles, ne-am obișnuit cu el, o să fie regele în sfârșit, dar nu știam la noi că el are, de fapt, cum se spune, al doilea casă sau al doilea loc în afară de Highgrove, acolo în Anglia. El are un rai în Transilvania, unde vine el să recupereze, să fie mai relaxat. Și eu am povestit pentru prima oară despre asta. Va fi și tot lansat, cred că, vinerea aceasta. Pentru că cred că trebuie să batem pe tobă mai tare pentru România. Ok, Stefan cel Mare, el a făcut treaba lui acum 500 de ani în urmă, dar acum este ora voastră. Asta mă gândeam. Câți oameni avem, câți români avem la noi acum care ajută noastră cu coronavirus și pandemie, și trebuie să înțelegem că istoria României are rădăcinile așa de adânc și bogată. Și asta, scuză-mă, limba mea nu e bună deloc, dar încerc să explic că o să cred că viitor va fi bună pentru România. Asta mă gândeam, dacă sunteți la volan. Mulțumesc din tot sufletul, vom fi la volan și vom conduce cu atenție pentru că asta este șansa noastră a românilor. Mulțumim foarte mult pentru absolut tot ce faceți pentru noi.
Mulțumesc din Vă suflet! pup și nu te văd pe ecranul meu, dar aștept să te văd și aștept pentru o întâlnire după pandemie. Te îmbrățișez, Tesa, ne revedem după pandemie. Mulțumesc foarte mult! Muzica pornește de la inimă și se adresează inimilor, spunea George Enescu, cât adevăr, și vreau să stați împreună în partea a doua a emisiunii, în ultima parte, cu un pianist care îl iubește pe Enescu și iubește pe compozitorii români, Cristian Niculescu. Vă spuneam, colega mea, Raluca Tudor, l-a intervievat pe Cristian Niculescu cu ocazia concertului mari compozitori români, Enescu, Silvestri Lipati. Până miercurea viitoare vreau să vă las în compania pianistului român Cristian Niculescu din Berlin. Când și cum ați descoperit muzica? Cred că era la vârsta de 6 ani, când părinții mei m-au dus la profesoara Xenia Moscu și doamna Moscu a spus imediat că eu trebuie să fac pian și m-a pregătit un an de zile înainte de a merge la școală. Acel an a fost pentru mine unul dintre cei mai frumoși ani din copilărie și nu o să uit niciodată. Prin ce au fost atât de frumos? Păi, tocmai prin descoperirea muzicii și prin primele lecții de pian și acest lucru într-un cadru foarte plăcut și plin de dragoste și fără stresul și problemele școlii. După care ați dat un examen pentru a intra la liceul George Enescu în clasa 1. Cum a Da. fost primul examen? Da. Primul examen a fost foarte ușor, nu mi-aduc aminte că au fost probleme, dar mi-aduc aminte de prima audiție din anul 1, în ianuarie, după câteva luni de școală, care pentru mine a însemnat primul concert. Și cred că am avut o emoție absolut unică și mă gândesc și astăzi cu multă bucurie la acel moment. Pentru cei care nu sunt muzicieni, noi ne bucurăm numai de frumusețea pe care ne-o dăruiți. În spatele acestei frumuseți, însă, sunt foarte multe ore de studiu, zi de zi. Cum ați gestionat când erați copil acest efort? Cum l-ați resimțit? A fost absolut normal să stau la pian câteva ore pe zi și încă de la început, deci sigur că n-am fost prea mult cu alți copii și nu ne-am jucat afară și ne uitam pe fereastră duminica, eu la pian și copiii afară și în vacanțe, erau zilele în care studiam și dimineața și după amiaza. Deci a fost, întotdeauna a fost muncă, dar niciodată nu a fost, pot să spun, o problemă treaba asta, ci întotdeauna am studiat cu mare bucurie și cred că asta are și de a face cu primul an în care, într-adevăr, am prins gustul și plăcerea de muzică. Și a venit perioada adolescenței. Da, deci pot să spun că profesorul care m-a descoperit și care m-a format a fost Cristina Georgescu, o profesoară eminentă de la Liceul de Muzică din București, originară din Cluj, la cărei clase am ajuns în clasa 8-a. Și cred că numai datorită dânsei am reușit acei ani grei, în care de la an la an erau locuri mai puține la liceu, la treapta a doua, la conservator, se reduceau peste tot învățământul artistic. Și atunci
am avut și primele succese pe scenă la concursuri internaționale, la concursuri naționale, ceea ce m-a format pentru viitor și pentru admiterea la conservator. Și vine anul 1984 cu admiterea la conservator, cu 3 locuri la clasa de pian. Cum a fost? Acest moment a fost într-adevăr unul dintre cele mai grele momente din viața mea artistică, pentru că s-au redus la minimum locurile la conservator. În acel an a fost pentru prima dată, au fost doar 3 locuri la pian, 5 la vioară, celelalte instrumente prin rotație. Deci, admiterea a fost extraordinar de grea. Mi-aduc aminte că mama mea s-a dus cu un an înainte pe scările conservatorului să trăiască momentul admiterii, ca să se pregătească pentru un an mai târziu când am dat eu admitere. Și a fost foarte, foarte dur, nu numai examenul în sine, pentru că am avut 2 săptămâni de examene diferite, dar și atmosfera, care era cruntă. Deci erai luat prin spatele conservatorului, legitim adus printr-o curte, într-o sală unde stăteai să te încălzești, intrai în sala de examen unde erau profesorii pe care nu îi vedeai, o atmosferă austeră și foarte neplăcută. Vă mai amintiți câți candidați erați pentru un loc? Da, cred că eram cam 10 pe un loc. Da, am fost 10 pe un loc. Da. Și cum a fost studenția la conservator în anii de grație 84-88? Da, au fost într-adevăr anii cei mai grei pe care am trăit în București și în România. La conservator a fost foarte, foarte ciudat, pentru că noi eram doar 12 studenți în tot anul. Cred că eram maxim 50 în tot conservatorul. Deci nu ne vedeam, nu aveam activități împreună, cor, orchestra nu mai existau. Deci a fost într-adevăr o perioadă în care ne-am autoizolat și am petrecut de fapt tot timpul la instrument și cu muzica. N-am avut alte preocupări și alte posibilități de a trăi viața de student. Mi se pare greu să te dezvolți în perioada de maximă creștere, de la 20 la 25 de ani, este perioada cu cea mai mare detentă și pentru un om cu o carieră artistică să nu ai alte posibilități de a-ți deschide alte orizonturi. Da, din punct de vedere al carierei pot să spun că am avut șansa de a concerta deja ca student în țară și am avut recitaluri regulate, am avut concerte cu orchestre din țară, am participat la multe concursuri pe care le-am câștigat. Deci, practic, din punct de vedere artistic, am avut ocazia să mă dezvolt. Din păcate, n-am mai părăsit țara din anul 84 până după Revoluție, pentru că n-am mai primit pașaportul. Deci, practic, ieșirile și contactul cu lumea internațională și concertele în străinătate au fost oprite. Și asta a trebuit să recuperez mult mai târziu. Dar unul dintre cele mai importante momente încă din timpul studenției a fost debutul meu la Ateneul Român, unde ne aflăm astăzi, în 1988, și cred că ăsta a fost un moment determinant pentru dezvoltarea mea și pentru cariera mea. Cum l-ați resimțit? Un moment determinant. Nu pot să spun cum l-am simțit, dar știu că am fost extrem de emoționat. Știu că mi-aduc aminte că era în decembrie și că Ateneul nu era încălzit și am petrecut aici în noaptea de dinainte multe ore stând de vorbă cu mecanicul centralei ca să încălzească noaptea Ateneul
și lucrând aici pe această scenă minunată care pentru mine a rămas cea mai frumoasă scenă și va fi întotdeauna. În 1992 v-ați stabilit la Berlin. Cum s-a petrecut? După Revoluție, deci după 89, în 1991 am participat la concursul Regina Elisabeta de la Bruxelles, care sunt cele mai mari concursuri, cele mai importante concursuri de pian din Europa. Și acolo am avut ocazia să-l cunosc pe profesorul Hans Leigraf, care m-a invitat la Berlin pentru un an de studii suplimentare. Și acesta a fost motivul pentru care am plecat la Berlin și n-am plecat doar pentru un an, pentru că am făcut toate studiile încă o dată la Berlin și cred că asta a fost într-adevăr un lucru foarte important pentru mine. Dacă ar fi, privind retrospectiv, care a fost personalitatea care v-a influențat cel mai mult cariera? Din punct de vedere artistic, pot să spun că m-a influențat cel mai mult renumitul pianist Dimitri Bașchirov, pe care am avut ocazia să-l cunosc încă din București, când venea pentru recitaluri aici și concerte cu orchestra, invitat la Filarmonică și în țară, și cu care am reluat contactul mai târziu și l-am căutat și am avut un contact destul de strâns cu el în anii în care eram deja în Germania. Și cred că acesta a fost cel mai important sau persoana care mi-a dat cel mai mare impuls și cea mai mare încredere, o să spun. Impuls și încredere care s-au concretizat prin concerte, invitat ca solist cu marile filarmonici. Da, asta a urmat în anii în care, în anii după studiu, am fost invitat în multe festivaluri ca solist al unor orchestre importante. Am concertat atât ca solist, cât și în formații de muzică de cameră. Totdeauna am încercat să acord o atenție importantă și muzicii de cameră și mai ales să promovez muzica românească în străinătate. Am prezentat pe lângă George Enescu lucrările majore ale George Enescu pentru pian și pentru muzică de cameră, dar și lucrările multor altor compozitori români, între care Pascal Bentoiu, Dan Dediu, Octavian Nemescu, Nicolae Brânduș. Chiar în compania Orchestrei Naționale Radio am realizat două imprimări de referință, pot să spun, ale concertelor pentru pian și orchestră de Nicolae Brânduș și Pascal Bentoiu. Și pot să spun cu mândrie că m-am angajat
pentru a cânta muzica românească cât am putut de mult. Și astfel, în anul 2000, ați înființat două formații de muzică de cameră, Contempo la Paris și Trio Dinu Lipati la Berlin. A fost o conjunctură fericită în care mi-am reîntâlnit colegii de școală în străinătate. Și a fost o atmosferă absolut deosebită și o bucurie atât de mare să cântăm împreună, încât am creat aceste două formații, Ansamblu Contempo Paris cu colegii mei de la Paris, violonista Mihaela Smolean, violistul Teodor Coman și violoncelistul Radu Nai, care între timp locuiește la Berlin și la Berlin cu același violoncelist am creat trioul împreună cu renumitul violonist Florin Paul, Triul din Lipati. Și în repertoriul acestor două formații s-a regăsit totdeauna opera lui George Enescu. Este receptată opera lui George Enescu în străinătate? Pentru că ați concertat și în Japonia, și la Cleveland, și peste tot în Europa. Dar pot să spun că percepția lui Enescu în restul lumii este diferită. Mai ales în primul rând că nu a fost atât de cunoscută în primii ani care am ajuns eu la Berlin. Dar pot să spun că între timp este din ce în ce mai cunoscută. Deci, prin montarea operei Oedip la Berlin de către Götz Friedrich, care a montat-o și la Viena, prin imprimarea opere Oedip sub bagheta lui Lawrence Foster, care au fost primele acțiuni în promovarea operei lui Enescu în străinătate, acțiuni mari. Apoi a urmat festivalul Enescu, unele dintre ele le-am organizat chiar eu la Berlin, unele ediții, Zilele Enescu, Festivalul Enescu, și pot să spun că în momentul de față Enescu este mult mai cunoscut și mai apreciat, mai ales în urma evenimentelor de anul trecut de la Berlin, de exemplu, când în interval de câteva zile a avut loc concertul orchestrei Rundfunk Sinfonie Orchestră de la Berlin sub bagheta lui Vladimir Jurovski, când s-a prezentat Sinfonia III de Enescu. Câteva zile mai târziu a fost prezentată în prima audiție opera Strigoi a lui Enescu, completată și terminată de Cornel Țăranu pe libretul de Eminescu la Concert House, și câteva zile mai târziu a avut loc concertul cameral organizat de mine în colaborare cu Filarmonica din Berlin și cu Institutul Cultural Român de la București, cu un program Silvestri Enescu la comemorarea 100 de ani în memoria lui Silvestri. Deci pot să spun că asemenea evenimente au contribuit foarte mult la deschiderea publicului și la cunoașterea operei lui Enescu în străinătate. Asemenea evenimente organizate și de studioul Niculescu din Berlin. Da, pot să spun cu mândrie că de peste 20 de ani există acest studio Niculescu. Actualmente se numește Kunstraum Niculescu, un locaș de artă și cultură nu numai românească, dar unde au fost invitați foarte mulți artiști români consacrați și din tânăra generație.
și a devenit o instituție culturală în peisajul cultural berlinez. Instituție culturală care nu se cantonează numai în muzică de cameră, ci l-ați deschis și către teatru, către literatură, arte vizuale. Da, pot să spun că am fost foarte, foarte deschiși, nu ne-am limitat doar la concerte camerale, am avut chiar și companii de teatru din București, am avut filme, Alexandru Solomon a fost și a prezentat filme, avem seri literare, chiar de curând a fost Mircea Cărtărescu și a prezentat traducerea Solenoidului pentru publicul berlinez. Deci pot să spun că suntem foarte... foarte prezenți și activi. Da. Cum este să trăiești într-o capitală culturală despre care unii spun că astăzi ar fi Parisul anilor 20, că Berlinul de astăzi ar fi cosmopolit, un creuzet multicultural, dar este și un mediu foarte concurențial. Exact, exact așa este. Deci, în primul rând, este unul dintre cele mai cosmopolite orașe din Germania, unde trăiesc multe naționalități, dar unde se adună și se regăsesc foarte mulți artiști din toate domeniile și din toată lumea. Deci, acesta este într-adevăr un lucru deosebit. Pe lângă faptul care este bine cunoscut că Berlinul este, din punct de vedere muzical, în primul rând muzical, unul dintre cele mai importante centre, având Orchestra Filarmonicii din Berlin, una dintre cele mai renumite orchestre din lume, dar nu numai, pentru că trebuie să spunem că la Berlin există 7 orchestre de rang întâi, 3 opere și foarte multe teatre și galerii. Și, deci, practic, în acest context să poți să ai o stagiune proprie de concerte și să câștigi un public pe care eu l-am câștigat la studioul meu, cred că a fost un lucru foarte bun și pot să fiu mândru. Promovați nu numai muzica românească, ci valorile culturale. Am înțeles că la studioul Niculescu ați organizat anul Caragiale. Da, da, la aniversarea lui Caragiale. Da, chiar a fost un eveniment foarte mare. S-a desfășurat pe parcursul a mai multor zile și specificul acestui mic festival a fost ceea ce nu se face, cred, prea des, că toate piesele și schițele și
chiar și piesele de teatru și au fost și scenete, au fost și mici filme. Totul s-a ținut în două limbi, și anume în românește și de aceeași actor în germană. Deci a fost, pot să spun, un eveniment cu totul deosebit. Înțeleg că întrețineți o relație vie cu românii stabiliți în Berlin, cel puțin. Cum vedeți comunitatea? Bine, asta este un alt capitol. Eu pot să spun că la mine la studio se regăsește un public românesc, dar nu numai. Deci este un public mixt și din punct de vedere al românilor din Berlin, mă refer la muzicieni pe care eu îi cunosc, pot să spun că sunt foarte mulți muzicieni valoroși care desfășoară activitatea în orchestrele din Berlin sau chiar ca soliști sau ca interpreți. Sunt foarte mulți muzicieni români invitați la operele importante din Berlin și din lume. Deci eu pot să spun cu mândrie că românii sunt în sănătate foarte apreciați și încerc să cunosc și muzicieni români din România și să colaborez cu ei în concerte aici sau acolo. Și astăzi vă aflați în sala Ateneului, dovadă că ați concertat cu mai toate, greșesc dacă spun așa, orchestrele simfonice din țară, Bacău, Brașov, Târgu Mureș, Craiova, Sibiu, Cluj, Timișoara, București. Aveți o componentă fundamentală a carierei aici în țară. Da, am încercat să țin legătura cu viața muzicală din România și cu orchestrele de aici și pot să spun că am venit regulat să concertez aici. Ce se întâmplă astăzi reprezintă un alt aspect și anume dacă eu vin în România să cânt recitaluri sau cu orchestra ca solist, este cu totul altceva decât dacă vin aici să întâlnesc muzicieni români și să lucrez cu ei și să pregătim un concert cameral împreună, ceea ce este astăzi pentru mine de fapt o experiență extraordinară și pot să spun că pentru prima dată că se realizează acest lucru. În ce constă ineditul? Ineditul constă în faptul că noi nu suntem în formații permanente, nu am colaborat până acum decât cu violonistul Rafael Butaru, care este un violonist excepțional și care a fost deja invitat la Berlin și a colaborat cu noi la Berlin. În afară de Rafael Butaru, violoncelistul Ovidiu Lup, cu care colaborez pentru prima dată și am reușit să lucrăm împreună, un program
care nu este un program de repertoriu, cu Enescu, Lipati, Silvestri. Și în ultimul rând, mă bucur să colaborez cu tânăra mezzosoprană Andreea Ilie, care este la începutul carierei, are deja activitate foarte frumoasă, este o voce cu totul deosebită și mă bucur să avem șansa să colaborăm în acest concert. Parcurgând documentația pentru acest interviu și văzând ce se întâmplă astăzi la Ateneu, am constatat că promovați clasicizații compozitori români, dar și pe cei din Nou Val, Dan Dediu, spre exemplu, și iată că lucrați și cu tineri interpreți români. Am avut întotdeauna grijă de tineri interpreți din România, să le ofer o șansă, de exemplu, de a cânta la Berlin, de a debuta la Berlin, de a se prezenta publicului Berlin și a face cunoștință cu muzicieni de acolo. Dar concertul de astăzi este într-adevăr ceva deosebit, pentru că eu vin la București și lucrez cu acești minunați artiști. Concertul de astăzi mai are o conotație care îl face altfel decât celelalte, cântați fără public. Da, este pentru prima dată că am un concert fără public. Este ceva foarte special și sper să avem aceeași emoție ca și cum ar fi publicul și să simțim publicul în sală, pentru că noi suntem legați de public și toată activitatea, toată viața noastră nu se poate desfășura fără public. Deci este într-adevăr o perioadă foarte grea și pe lângă acest lucru astăzi este primul concert după o pauză de aproape 6 luni, ceea ce iarăși este un moment cu totul special. Cum vedeți diferența între sala în care simți oamenii și... Sergiu Celibidache a fost împotriva transmiterii concertelor dirijate de el,
ceea ce a fost într-adevăr o excepție, pentru că el a considerat că muzica trebuie creată și trăită în sala de concert. Deci o transmisie nu poate să redea exact aceeași trăire și aceeași experiență din sala de concert. Și da, sunt foarte curios cum se va desfășura acest concert din punctul trăirii noastre. Mulțumesc că participați la acest concert și că îl transmiteți pentru publicul larg. Și eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a-mi acorda acest interviu. Să ne vedem în curând în sala de concert. Mulțumesc foarte mult!